vreau să ne răspunzi foarte succint la câteva întrebări ai chestionarului nostru. Hai. Show este tradițional, așa că tu ne răspunzi foarte repede. Ce te-ar face pe tine să te întorci în Moldova? O eventuală stare de nefericire acolo unde sunt. Ești gata să te măriți încă o dată? Nu. No way. Și eu, de fapt, nu cred în instituția căsniciei. Și eu recomand tuturor să se gândească de câteva ori înainte să organizeze nunți pompoase, să pună semnături în pașaport. Nu căsnicia formală este cea spre care trebuie să tindă un cuplu, ci spre împăcare și armonie între ei doi. Și dacă într-o bună zi nu o să mai puteți de atâta fericire, că, Doamne, uite, suntem așa de fericiți, ce ne-a mai rămas? Atunci căsătoriți-vă, dar peste mulți, mulți ani. Așa. Niciun fel de măritișuri, nu, de dragostea. Da? De ce ți-e frică cel mai mult acum? Eu nu vorbesc în voce despre fricile mele, pentru că eu foarte mult cred în puterea cuvintelor. Cât timp poți trăi fără telefon și internet? Nici o secundă, din păcate. Acum, nici o secundă. O să și mă umplu... Și internet și telefon, tu îți găsești zenul? Dacă vreți, puteți să mă vedeți și cu 7 telefoane în mână și eu la toate reușesc să răspund. Ce ai face dacă ai câștiga 1 milion la loterie? Dacă aș avea 1 milion de dolari... 1 million dollars. O să este atât de puțin, fetelor. Nu ți ajung, da? 1 milion de dolari în zilele noastre este atât de puțin. Da. Dar dacă ar fi, eu i-aș investi absolut... pe toți 30%. Toți 30%. Bun, hai să spun, o bună parte din ei. Eu i-aș investi în imaginea Chișinăului. Cum crezi? Care este invenția care a făcut-o pe o femeie liberă? Eu cred că având un card de credit cu suficiente resurse pe el, îi permite unei femei să se simte destul de liberă. Să cumpere și scutece, să cumpere și mașină și de toate celelalte. Fiindcă suntem în sărbătorile, în ajunul sărbătorilor de Crăciunul pe vechi. Pe vechi. Am vrea, uite, să stăm așa ca niște fete în pijama la șemineu, frumos, așa, cu luminile stinse, să vorbim așa la o ceașcă de ciocolată. Hai! Fierbinte! Hai! Eu n-am avut de sărbători șemineuri și mandarini în fața șemineu. N-ai avut? Nu. Eu am avut un revelion foarte frumos anul trecut. Da. Am fost pe Munții Voj din Franța, la invitația unei prietene care stă acolo într-o casă de pădurar, pe vârf de munte, cu râuleț de munte care curge alături și cu căprioare care vin și le mănâncă pășunele vara și așa mai departe. Și am întâlnit revelionul cu o farfurie de stridii și cu lămâie proaspete și apoi cu tot felul de gustări la care am contribuit și am avut un revelion cu fetele, cu oameni pe care am cunoscut prima dată, pe vârf de munte, cu miros de munte, de iarnă, de... A fost foarte, foarte frumos. Eu mi-amintesc, uite, un an nou care eu l-am petrecut, asta au fost vreo 30 de ani în urmă, în satul Iurcini, Raionul Isporeni, că noi pisani cu băieții. Cu vecinii, băieții vecinilor, ne dădeam băieți așa de un deal, de pe un deal, așa. Și eu, tot timpul, uite, în memorie, eu mi-aduc, uite, acel... Bucuria momentului. Acea bucuria momentului și nu numai bucuria, dar, uite, sărbătoarea aceea, era frig, era foarte frumos. Știi, ții minte când noi abia făceam casa bunicăi? Ții minte, și noi atunci erau pereții goi, practic, goi. Și noi eram cu bunica la Maria, străbunica. A, da. La Iurgeni? Da, la Bacioi. La Bacioi. Da, și era șemineu abia pus și la noi în casă bunica cu taică meu, cu stăteau în casă și făceau ceva, dar noi stăteam cu un pahar de vin, bunica Maria, lângă șemineu, pe niște taburete din bucătărie, că noi n-aveam încă bucătărie atunci și bunica ne povestea nouă istorie. Cum era în 1940? Da, cum era în 1940? Cum ei au emigrat în România? Cum se plimbau cu calul și cu căruța prin iarnă, prin zăpadă. Da, da. Hai, fetelor, să ne povestim ce așteptăm noi la concret de la 2014. De la 2014, eu îmi doresc cel mai mult să păstrez tot ce am. Eu încă nu stau în casa mea, eu închiriez acum, cu toate că aici am casă și unul dintre obiectivele mele este să ajung în starea financiară
în care voi permite să-mi iau propria casă. Dar despre dragoste, despre dragoste. Dar ce să vă spun despre dragoste? E un clip asta... De măritat tu nu vrei să te măriți, eu nu înțeleg cum. Fiecare fată vrea să se mărite. Înseamnă că eu nu sunt fiecare fată. Nu ești fiecare fată. Nu, eu nu vreau absolut deloc nicio schimbare vis-a-vis de cum stau lucrurile acum. Mie mi este extrem de bine lângă omul lângă care sunt eu acum. Eu n-am râs tare, tare, tare de mult în viața mea așa cum râd acum. Și probabil că asta e ceea de ce aveam nevoie. Eu aveam nevoie de un om care să-mi aducă lumină în viața mea. Și el o aduce, apropo, acum. Lumină, să mă facă să râd mult, să mă învețe să râd de mine însă, în primul rând, să mă facă să înțeleg cât de nepricepută sunt la a-i face pe alții să râdă. Și da, eu trebuie să recunosc. Și asta o spun foarte sinceră pentru mama lui Andrei, a crescut un băiat foarte de treabă. Dar oricum, Nata, vezi că viața nu este numai din râs. Nu este. Voi trebuie să înțelegeți că pentru noi, oamenii care 3 ani de zile am fost atât de expuși la televizor, într-un moment dat să închidem robinetul ăsta și să schimbăm radical viața. Noi n-am stat cu Andrei nicio zi împreună. Nicio zi n-am stat să împărțim gospodăria împreună. Și acum, uite, brusc, noi asta facem și noi încercăm să ne dăm seama cum să devenim confortabili unul pentru altul. Și eu am aruncat la gunoi cuvântul eternitate. Vai, că nu suntem potriviți, că diferență de vârstă, că nu mai știu ce. Toate astea sunt griji pe care și le fac oamenii care vor o vecie să fie împreună. Noi nu ne punem întrebarea veciei și eu nimănui nu recomand să o pună, pentru că noi habar nu avem ce se va întâmpla mâine sau peste jumate de an. Lucrurile vor fi exact așa cum vor fi. Noi trebuie să ne dorim acum și aici să ne fie foarte bine, să nu ne punem întrebări cine aprobă ce facem noi sau cine nu aprobă. Noi trebuie acum și aici să ne batem capul, să ne facem unul altuia numai bine. Și dacă asta se va întâmpla acum, inevitabil noi îți vrem asta să continue. Mihaela, tu ce îți dorești? Ia spune mamei tale, Mihaela, ce îți dorești? Ce îmi doresc eu? Să fiu mai independentă. De mama. Desigur, 100%. Sutura de mine. Nu e de asta. Eu eram cu mult mai independentă chiar și când îmi făceam studiile. Dar cred că acum deja sunt de mult gata să fiu mai independentă. Bine, da. Bine, Mihaela, să te duci la casa ta. Da, vreau să mă duc la casa mea. Și aș vrea să continui cu limba franceză, care, din păcate, simt că încep să o uit mai mult și mai mult. Și cred că pentru un an este destul. Eu îmi doresc, în primul rând, ca mama mea să fie sănătoasă. Cât mai puțin colegi de-ai mei de la servici să plece pe undeva prin străinătate. Fiindcă eu depun foarte mult efort și încerc să învăț și atunci este foarte pentru mine, cum să zic eu, dureros atunci când cineva pleacă. Deci, Nata, eu tot îți doresc ție să-ți împlinească toate visele și eu ți-am pregătit un cadou. Noi ți-am pregătit cu Mihaela un cadou pentru tine. Eu sper ca el să-ți placă. Este, uite, un îngeraș, uite, cu logo-ul nostru iShow. Tu să-l ai permanent acolo la tine în Canada, să te păzească pe umărul stâng, se zice el că este. Pe umărul stâng. Îngerul păzitor, da? Îngerul păzitor. Uite, să fie pentru tine să-ți aducă noroc și să te păzească de cele rele, să ai în jurul tău numai oameni buni care să te iubească. Mulțumesc! Astăzi. Și să te ajute să-ți îndeplinești toate scopurile care le-ai pus acolo. Mulțumesc foarte mult și eu vă doresc să nu uite de voi, îngerul păzitor. Și pentru că eu totuși cred că emisiunea voastră este o emisiune la care se uită în primul rând femeile, să aibă curajul să trăiască și să fie fericite și să schimbe lucrurile dacă nu sunt fericite. Pentru că eu cred că scopul vieții noastre este să fim fericiți. Bine. Sărbători fericite. Da, sărbători fericite. Partenerul emisiunii Steel Construct. Respectul tău îl câștigăm prin calitate și prețuri exclusive. Telefon 0691 388 77.